După aproape 3 săptămâni în care au stat departe de terenul de fotbal, jucătorii lui FC Viitorul s-au întors ieri la antrenamente. Fără nicio noutate în lotul care a încheiat anul 2019, constanțenii sunt încrezători în forțele proprii și speră ca ultimele 4 meciuri rămase de disputat în Liga 1 să le aducă și calificarea în play-off. A fost o vacanță în care ne-am încărcat bateriile, ne-am relaxat, dar cum s-a terminat, a fost o perioadă scurtă, dar benefică pentru noi. Avem 4 meciuri în care toți suntem conștienți că trebuie să facem puncte pentru a intra în play-off. Ne pregătim în cantonament pentru că o perioadă în care trebuie să acumulăm, o perioadă în care trebuie să și suferim pentru că așa sunt cantonamentele, dar sunt benefice. În primul rând mă gândesc la cele 4 meciuri, să intrăm în play-off este foarte important. Mi se pare normal să țintim cât mai sus și să, de ce nu, să câștigăm și trofee, pentru că am demonstrat în trecut că s-a putut. A fost bine o perioadă, bine acasă, să vedem familia, prietenii și acum ne întorc la treabă și la muncă și sper să facem un cantonament foarte, foarte bun, că avem 4 meciuri foarte important la campionat. Eu vreau doar ca Viitorul să intre în play-off și după aia la play-off vedem. La play-off tot se poate întâmpla și de ce nu să nu ne gândim acolo sus. Dar primul rând trebuie să intrăm și după aia să ne gândim acolo. Și pentru că ultimele 4 meciuri rămase de disputat se anunță foarte grele, mai ales că în 2 dintre ele vor întâlni pe CFR Cluj și Universitatea Craiova, constanțenii vor avea parte de adversari de calibru în cantonamentul din Antalya. Sperăm să prindem vreme mai bună ca anul trecut. Și adversari puternici, avem nevoie de teste pentru că până la urmă trebuie să acumulăm minute, să ne batem de la egal la egal cu ei, pentru că în campionat știm echipele, dar trebuie să fim pregătiți. Nu este un program foarte lung, intens, pot să spun, cu meciuri destul de grele, cu adversari dificili, dar sunt sigur că este benefic pentru noi să avem astfel de meciuri, să vedem, să ne testăm, să vedem la ce nivel suntem. Fotbaliștii lui FC Viitorul au plecat în această dimineață spre Turcia, în Antalya, acolo unde vor face un cantonament până pe data de 25 ianuarie. Primul meci oficial din acest an pentru constanțeni este programat pentru 3 februarie la Iași contra Politehnicii.